Bună seara și bine ați revenit, dragilor! Sunt Lilu și mă bucur că sunteți alături de noi. Să știți că astăzi o să aveți mare noroc dacă o să rămâneți și să aflați toate secretele noastre. O emisiune în care urmează să vă prezentăm metamorfozele prin care poate trece un om. Și dacă e să vorbim mai direct, de pe Instagram la TV e doar un pas, iar asta ne-a demonstrat-o Anastasia Fotachi, cum a ajuns ea în rol de co-prezentator a unui dintre cele mai tari show-uri TV, ce urmează să fie lansat și în Moldova. Aflăm imediat de la ea, pentru că este alături de noi norocoasa de la Roata Norocului. Noroc, Vita! Ne-am văzut de atâtea ori, doar că, iată, acum pot să zic că ești colegă. Deci, și bine ai venit în lumea asta miraculoasă a televiziunii. Eu știu că pentru acest post a fost organizat un casting serios. Da, a fost organizat un casting la care am participat și eu, desigur. Și deja am fost norocoasă ca să particip în acest show ca prezentatoare. Eu știu că în acea perioadă intrau și ieșeau foarte multe fete frumoase în setul televiziunii noastre, pentru că a fost chiar un casting serios, pe bune, să înțeleagă oamenii că nu e atât de simplu să ajungi la TV. Corect. Chiar a fost un casting destul de serios. Am mers la probe. Nu știu, deja am făcut cunoștință cu toții și m-am integrat câte puțin în această lume. Instagram. Pe Instagram comunici foarte mult cu oamenii. Adică tu ești obișnuită cu ecranul, numai că de la un ecran mic o să treci la unul mare. Da. De obicei, pe Instagram nu prea vorbesc, gen, nu știu, nu prea fac postări unde să discut cu lumea. Dar acum am început să fiu mult mai... să mă simt mult mai liber la cameră, să vorbesc și să încep, nu știu, să mai discut cu oamenii din lumea, cum să zic... Reală? Reală, da. Da, e adevărat, pentru că e diferit omul dincolo de ecrane și este diferit atunci când este filmat. Camere, multe camere. Cum a fost pentru tine această experiență? Prima zi, să fiu sinceră, a fost cam greu, pentru că este ceva nou, în primul rând, pentru mine și trebuie să mă obișnuiesc cu camera. E dificil, dar acum deja mă simt mult mai liber. Cum te-ai uitat? Pentru că eu, la primele mele apariții TV, mă uitam așa cu degetul crăpat, mă uitam, zic, asta zic eu, Doamne! Sincer, cum nu-mi place tu? Să mă uit la mine. Nu. Îmi place deja când oamenii zic, iată, te-am văzut acolo într-o filmare, arătai foarte bine și zic, da, serios? Și zic, nu bine, dar înseamnă că a ieșit bine. Ei, dacă nici fata asta frumoasă nu are încredere în sine și nu se vede frumoasă la TV, deci da, e așa o reacție de apărare la început, parcă nici nu-ți vine a crede că ești tu, că e vocea ta. Corect. Așa? Da. Ți-a fost rană să-ți auzi vocea la TV? Deci de obicei când filmez ceva la telefon, la fel când aud voce, zic, nu ascult de două ori, pentru că... Parcă nu-s eu. Da. Pentru o emisiune atât de importantă și cu audiență atât de mare, tu știi că o să fii văzută în fiecare casă și oamenii abia așteaptă premiera. Da, și eu abia aștept să mă văd pe micile ecrane, să fiu alături de lumea noastră, să încurajez cu multă încredere și, nu știu, să-i susțin. Așa, eu zic că în această seară nu o găsiți pe Instagram pe Anastasia, pentru că o să fie la TV, o să stea conectată și o să-și pregătească popcorn, da? Corect. Eu zic să vă dăm în aceste clipe un motiv ca să vă pregătiți și voi canapelele comode, ceva gustoșenii și să vedeți în premieră Roata Norocului în Moldova. Cel mai mare show televizat din lume vine în Moldova. Zi cuvântul! Nu. O-A-T. A-S. E mură în gură! N. O-R. Nu! Plec din emisie! O. C. U. U. Băi, Alina, măi! Litera I. Cât noroc să ai! Roata Norocului. Din 22 noiembrie, de la ora 20:00, pe Prime. A
azi are loc premiera și eu sunt sigură că pe lângă Anastasia mai are emoții și cea care de fapt stă în spatele acestui proiect, Natalia Ciocan, producătoarea show-ului Roata Norocului. O salut tare mult! Bine ai venit în fața ecranelor! Salutare! Nu mai stai atât în spate! Și mulțumesc pentru invitații chiar în ziua premierii, salut. Pentru că au rămas chiar ore numărate. Îți vine a crede? Îmi vine, dar și vreau. Deja așteptam, noi toată echipa abia așteptăm astăzi la 20:00 pe Prime să urmărim Roata Norocului. De când am început pregătirile pentru acest show? Cei din spate, colegii voștri știu cât de mult timp, dar spune-le celor de acasă. De fapt, la începutul verii, da? Noi deja știam, a venit și Dan la Chișinău, deja puneam toate la punct, da? În momentele organizatorice am pornit și castingul și am fost tare uimiți, de altfel, pentru că în experiența mea am mai avut și în alte proiecte castinguri, da? Au venit așa o avalanșă de oameni și ea continuă. Noi avem deja peste 4.000 de oameni înregistrați și pe toate și rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram. De fapt, avem și un site de înregistrare pe prime.md/casting. Omul, odată ce dorește să vină la Roată, intră pe acest site, se registrează și welcome. Da, pentru că asta era una din întrebări, că o grămadă de oameni mă întreba pe mine, dar cum să ajung și eu acolo? Eu zic că e o avalanșă. unul dintre lucrurile despre care trebuie să vorbim este că acest proiect este diferit decât proiectul rusesc, Policides, și trebuie să explicăm oamenilor diferențele de reguli. Ai dreptate, pentru că, de fapt, este un format american, da? Wheel of Fortune, care există din 1975, deci cu o experiență, este tătuca, da? Putem să-i zicem bunicul. E un format vechi, care se menține până astăzi. Hai să zicem așa, deci oamenii noștri moldoveni sunt familiarizați cu rundele de la formatul rusesc. Vreau să zic că ceva asemănător avem și noi, dar avem și runda la viteză, cum ar fi tosapul american. Deci o rundă interesantă, care eu sunt sigur că moldovenii noștri o vor aprecia și împreună cu eroii vor încerca de acasă să o joace. Avem un moment tare curios, ceea ce nu are formatul rusesc. Deci pe roata noastră se află cardul o treime de mașină. Deci pe lângă runda bonus, da, unde runda super joc, unde ai șansa să câștigi automobilul din platou, dacă ai noroc la roată și adun toate aceste carduri o treime de mașină, mai câștigi și jocul, pleci acasă la volan unui automobil. Wow! Uite, asta este chiar... asta este o noutate superbă, pentru că atunci când vezi premiile, da, dacă vezi cheia la o mașină... Exact! L-ai apucat pe Dumnezeu de picioare. Și mai avem multe premii. Am voie să particip și eu! Nu? Noi oricum știm răspunsurile. Ce eroi o să aveți interesanți? Pentru că îmi dau seama că ați interacționat deja cu unii dintre ei. Cum au fost cei care o să apară astăzi la TV? Avem și profesori de matematică și oameni care lucrează pe câmp. Avem și fete tinere din Instagram. Da, da. Deci... Ți-ai adus fetele? Eu nu. Nu au venit ele singure. Dar ce ține de ediția de astăzi, chiar aș putea descrie un pic eroii. Avem un domn doctor, este chirurg de meserie cu peste 40 de ani de experiență, care a muncit și în Africa și a avut grijă de oamenii de acolo, pentru că e o situație, da, sunt zone în Africa cu situația așa mai puțin ușoară. Are niște povești de viață fenomenale. Avem o doamnă directoare de muzeu dintr-un sat, un sat de altfel mic, de la nordul Moldovei, care se mândrește că are meteorit în muzeu. Ea este directoare de muzeu, exact. Și mai avem și un tânăr jurist. Eu vreau să urmăriți asta. Eu zic să urmărim în aceste clipe câteva crâmpeie din emisiunea care urmează să fie astăzi în premieră pe Prime. Cel mai spectaculos game quiz mondial vine în Moldova. Eu am în minte o mașină. Am 29 de ani. 29? Ce par mai în vârstă? Nu, mai tânăr. Mult mai tânăr. Am lucrat în Africa. Ia uitați-vă. Dați-mi o sodă, mulțumesc. Am adus un foarte bun remediu pentru oase. Pentru chelia am eu nevoie de remediu. Hai, noroc. Voi ați venit aici doar ca să beți lapte, așa-i? Treziți-vă și veniți în joc, că avem 0 puncte. Ia, ăsta-i norocul lui. Hai, noroc. Tu mănânci ceva, Anastasia, că te văd așa. Ai venit cu soția, așa-i? Exact, se uita la tine cea mamă și bărbatul ăsta meu, 0 puncte. Poți să zic cuvântul? Nu cred că-l știi. Nu are cum.
Roata norocului. Vineri de la 20:00 pe Prime. Ei, și omul ăsta scoate show din piatră seacă, pentru că e adevărat, conaționalii noștri nu sunt unii dintre cei mai vorbăreți. Asta, da. V-ați convins? Despre mine. Ai, da. Măi, îmi place că autoironia este unul din semnele inteligenței. Asta este foarte bine. Totuși, îmi dau seama că, aflându-te lângă Dan, tu înveți cum se face televiziunea adevărată. Da. Asta e o șansă adevărată. Da, Dan este un profesionist și eu încerc să cresc, să fiu la nivel și să arăt cât mai bine pe lângă el. Cum e să stăpânești pe Dan? Complicat, dar învăț și eu apropo de la el. Chiar, așa, pentru că am făcut împreună și Deal or No Deal, da sau nu, Dan e fantastic și credeți-mă, om mai bun pentru un game show în țara asta nu este, mă scuzați cum... Tocmai de asta îl aducem pe Dan din România. De fapt, el aici deja are viză. El e nostru deja. El deja înțelege, da, și dialectele noastre, da? Așa e. Eu în aceste clipe vreau să iau legătura cu acest om minunat, pentru că nu a reușit fizic să ajungă alături de noi, dar noroc de internetul ăsta că el face minuni în aceste clipe. Ne conectăm astfel încât să aveți și voi pe ecrane imaginile împreună cu Dan. Vom face o legătură direct, fetelor. Vă s-a făcut dor de Dan? Normal. Vă topiți de dorul, da, lui. Vrem în aceste clipe să stingem acest dor și hai să vedem. Avem imaginile? Este. Așa, în aceste clipe, hai să-l sunăm pe omul nostru. Ia că pe lui! Da. Salut, omule! Eu vă aud, salut! Noroc, ia uite pe cine am eu aici! Știu. Noroc! Hei, salut! Natalia te-a lăudat. A zis că ești regele show-urilor live de divertisment. Stai. Lilu, ce? Lilu, ascultă-mă. Ia, pune așa, pune-ți pe tine. Fii atentă, crede-mă, fac emisiune în România de vreo 20 ceva de ani și am lucrat cu toate echipele de producție din România. Cu absolut toate echipele de producție, fără excepție. Deci cu toți producătorii din România. Crede-mă, aveți în Moldova oameni foarte buni de televiziune. Foarte buni. Natalia e unul dintre ei. Am făcut cu Natalia un mare hit care se numește Da sau Nu, care e un hit istoric pentru televiziunea din Moldova. Uite-o pe Anastasia acolo. Să rămân, Anastasia. Bună. Dragule, hai să revenim la roată. Astăzi pornim roata norocului în Moldova pe Prime, începând cu ora 8. Cum a fost acest prim episod pentru tine? Cum l-ai simțit tu? Păi, după cum vezi, eu m-am poziționat în fața unei biblioteci, știi? Ca să zică lumea, bă, ia uite academicianul. Dar să știi că la roata norocului, dacă n-ai cărți, cât de cât niște cărți citite, e foarte greu să câștigi bani. Adică e un show în care banii se fac și cu mintea, cu cărțile citite, nu doar cu norocul. Asta e mișto, asta e frumos la spectacolul ăsta, la show-ul ăsta. Hai să vedem cum va fi de seară. E un mare format internațional și moldovenii sunt sigur că îl vor primi așa cum se cuvine. Dragule, ce ai primit de la ai noștri? Că moldovanul nu vine cu mâna goală niciodată. Wow. Zim, ce ai mâncat? Cu ce ai plecat? I-am spus Natalie, tu trebuia să-mi zici să vin cu vreo două geamantane, nu cu un singur geamantan. Știi, am venit cu... le-am primit pe toate, le-am avut pe toate. Habar n-am. Cred că vor fi și mai mult. Nu ți le spun acum, Lilu. E bine să le vedeți la televizor, nu ți le spun încă. Dar o să vedeți la televizor. O mulțime. Cel mai mult mi-au plăcut cărțile. Am o mulțime de cărți pe care le-am primit de acolo. Ți le și arăt că le-am pus în bibliotecă pe aici, pe undeva. Am cărți pe care le păstrez cu mare drag. Super. Cărți cu autografe, cu frumoase. Nu vorbesc de sticlele de vin sau de prunele uscate. Nu mai sunt. De asta nu mai vorbești de ele, da? Da, da, alea au dispărut de mult. Zim, din ce motive ar trebui oamenii să privească show-ul de diseară și în general toate episoadele? Pentru că se filmează încă, se muncește și asta este cel mai important. Mai mulți oameni vor avea ocazia să câștige. Lilu, pentru că Moldova e renumită pe plan internațional între ale vinului. Vinurile sunt cele mai spectaculoase și se vând în toată lumea. Formatul ăsta e ca un vin bun. El funcționează pe tot mapamondul, pe toată planeta asta de vreo 60 de ani.
de 60 de ani. Asta înseamnă că el are forță, el are putere. Asta e tot. Când ai un format care are 10 de ani, la care se uită toți pământenii, e clar că el are credibilitate și că Moldova intră în clipa asta în circuitul mondial al televiziunilor, exact, cu roata norocului, Wheel of Fortune. Dragule, ai o colegă, o coprezentatoare superbă. Așa. Ai participat personal la casting. A fost treaba 100% a Nataliei și a echipei de la Prime și au făcut o treabă extraordinar de bună. Știi ce îmi place la Anastasia? Că n-a avut emoții de la început. Adică am simțit-o așa relaxată, liniștită. Dincolo de frumusețea ei zdrobitoare, mi-a plăcut lipsa de emoție. Asta contează foarte mult. Cred că e un pas frumos pentru ea în lumea mare a televiziunii, mai ales ca să intri în lumea mare a televiziunii cu un format internațional de calibru ăsta. E o carte de vizită foarte bună pentru Anastasia. Trebuie să ai mare noroc. Mi se pare că, de fapt, cea care a câștigat în acest show este Anastasia. Așa e, da, corect. Ai un automobil. Tu ești foarte darnic. Tu ai vrea să dai automobilul ăla în fiecare emisiune? Eu nu sunt darnic pe banii mei. Darnică e Natalia. Ea e producătorul show-ului. La ea sunt banii, la ea sunt premiile. Știi? Ea e cea care e darnică. Noi ne dorim să dăm, îți dai seama, ne dăm silința să-i ajutăm pe oameni în limita regulamentului. Dar le spun celor care vor veni de acum încolo la show că e bine să țină minte că nu poți să câștigi la roata norocului dacă nu ai și d-astea din spatele meu cât de cât citite. E un show cu litere, cuvinte, expresii. Nu e doar noroc, e și... Da, norocul pe care l-ai pus an de an. Nici voi nu știți cuvintele ce se ascund în spatele plăcuțelor? Nu. Nu știm. Nu. Echipa de uită poate să-ți confirme, Natalia? Nu. Habar nu am. De multe ori îmi bat și eu capul și mă enervează în timpul show-ului că nu descopă și mă gândesc, bă, negrule, dar chiar atât de prost poți să fii, mă? Adică, știi, eu vorbesc cu mine și mă gândesc, dar cât de prost poți să fii să nu-ți dai seama care e expresia. Eu uneori stau și mă gândesc împreună cu participanții. Ce cuvânt poate fi? Până la urmă este un show și pentru voi. Mulțumim, Dane, foarte mult că ai intrat în legătură cu noi. Toată Moldova astăzi. Ne vedem la Prime. Va fi cu ochii pe tine, pe Anastasia, pe toată echipa, pentru că e o muncă de echipă până la urmă foarte, foarte mare. E 100% muncă de echipă, să știi. Începând cu decorul, care e spectaculos. E unul din cele mai frumoase decoruri de roata norocului din lume. Atenție, e o roată foarte mare. Uh-huh. Adică sunt alte țări în care roata norocului, decorul e cu mult mai mic decât cel din Moldova. Ăsta e un decor foarte mare. Adică e o muncă de echipă pentru că decorul ăla trebuie luminat, luminile sunt puse într-un anumit fel. Noi arătăm, vezi cum arăt eu acum, fără machiaj, păi să vezi la Prime, la roata norocului, zici că am 30 de ani, zici că sunt în 1990. Adică totul e echipă. Natalia are o echipă formată din redactori, din oameni care au grijă, care fac casting, care găsesc întrebările, care găsesc cuvintele, literele. Nu e nici de cum munca unui singur om, munca Anastasiei, munca mea. Nu, nici măcar noi trei. Suntem foarte, foarte mulți, sunt foarte mulți oameni în spate. Ca să nu mai vorbesc de tot ce înseamnă cameraman, care trebuie să aibă grijă să surprindă fiecare gest, fiecare emoție. Noroc vouă de la Dana! Zău, fiecare emoție trebuie surprinsă de cameraman. Știi de ce? Pentru că dacă omul ratează o literă și cameramanul nu reușește să-l prinde și regizorul nu reușește să surprindă momentul ăla, s-a pierdut emoția. Așa că e o echipă foarte, foarte mare în spatele roții norocului. Mulțumim foarte mult, spor la muncă, pentru că în continuare o să bucurați oameni cu premii, bani, mașini. Vom fi cu ochii pe tine diseară, sunt sigură că și tu te vei conecta pe Prime în această seară. Cu drag, abia aștept. Zi bună, bine. Seară bună. Pa, pa, Dane. Pa, pa. Așa, iată, am avut în aceste clipe o legătură directă cu omul de televiziune din România și eu mă bucur foarte mult că nici el nu cunoaște cuvintele, nu cunoaște toate literele ce se ascund acolo în spate și tu ești, de fapt, micul Dumnezeu și tu te uiți pe reacția lor și zici, cum, nici tu nu ți-ai dat seama că ăsta era cuvântul?
de fapt, Dan are dreptate. Chiar și la casting, nu știu, poate sună un pic notă de bine, dar noi selectăm oamenii care știu cât de cât alfabetul limbii române și cum se scrie corect un cuvânt, da? Dar și de fapt, soluțiile sunt foarte simple, sincer. Întrebările un pic poate să le dea bătăi de cap, dar soluțiile de pe panou atunci când într-un final este deschis cuvântul sau fraza sunt foarte simple. Adică nu să fie cuvinte gen collider și nu știu ce. Sau transcumanță, cu toate că transcumanța încă e ușor. Încă ar fi trebuit să cunoaștem de la literatură. Sunt cuvinte foarte simple, dar chiar și soluțiile sunt de fapt de cultură generală. Țin. Avem domenii diverse. Da, Anastasia, da? Nume, literatură, geografie, istorie. Floră și faună, deci, muzică. Absolut toate domeniile. Eu mă bucur foarte mult pentru voi. În sfârșit, munca de atâtea luni va fi încununată, sunt sigură, cu un succes. Acum toți trebuie să vă notați, dacă încă nu v-ați notat, așa cum făceam noi înainte, când veneau ziarele. Notam cu un creion emisiunea pe care vroiam să văd. Astăzi nu mai putem face, puneți-vă un reminder ca să fiți diseară începând de la 8 pe Prime, să vedeți primul episod dintr-un mega show de talie internațională, Roata Norocului.